Reorganizarea magazinului PensiRom, magazin ce aparține casei de ajutor reciproc a pensionarilor din Roman, este în curs de desfășurare. Acest lucru a fost gândit la finele anului 2020 cu scopul de a îmbogăți varietatea produselor, mărirea spațiului, astfel încât cetățeanul să poată cumpăra tot ceea ce are nevoie. Aflat la trecerea spre piață, acesta are un vad bun. Magazinul este destinat tuturor celor interesați, înscriși sau nu la CRP. Lucrăm la magazin. Domnul președinte, domnul eu și cu domnul Anton ne-am ocupat personal noi de treaba respectivă. O să dotăm magazinul și cu absolut tot ce trebuie. Va fi și card de plată, va fi și bonuri, dar nu toate, dar într-un 3 luni de zile le vom rezolva. Și magazinul va avea produse și va avea absolut tot ce trebuie. De la produse alimentare, produse industriale, produse legume, fructe, de tot va avea. Și acum s-a îmbunătățit. Eu o să vă rog frumos ca să mergeți să dați niște prim planuri acolo în magazin și vă invit iară din nou când îi dăm drumul. O să vină acolo niște mobilier, o să schimbe stelajele alea pe acolo, rafturile, că am dat să le facă. Adică va fi ceva, un magazin, zic eu, ultra din Roman. Avem un personal care am reușit să aducem un personal, avem 6 persoane, toate au experiență, atât grupul nostru care a fost anterior, că noi ne-am mers pe 2 grupuri, și cât și grupul nou care l-am adus. Deocamdată nu-i dăm drumul la 2 schimburi, că noi 2 schimburi vrem să facem, de dimineața până seara. Programul o să-l fixăm în continuare când o să fie necesar, că nu-i dăm drumul, în primul rând, să facem magazinul, în al doilea rând să se acomodeze și personalul, că la început știi cum este, să mai înțeapă, că ăla e mai deștept, că aia mai deșteaptă, și o să se cizeleze toți, nu de cizelat, adică o să se echilibreze toți și o să se accepte, că aici e vorba de un echilibru și de o acceptare a fiecăruia. Că niciuna nu e mai deșteaptă, niciuna nu face mai multă muncă decât alta. Toate fac la fel. Deci veniți cu vești bune pentru pensionari? Da, cu vești bune. Mai mergem și pe serviciu, dar și ăla nu acum, și o să mergem în perioada cealaltă, după ce ne punem la magazin, o să înființăm un serviciu la domiciliu, în care omul, dăm un număr de telefon la magazin, îl afișăm, o să-l dăm și la dumneavoastră când veniți partea cealaltă, și omul își comandă marfa aici, să ia notă de comandă pentru ea, se duce cu marfa la domiciliu, în pachet făcută, o să-i dea banii și o să dăm marfa dacă dă banii. Vor fi alimente, vor fi și fructe, vor fi și legume, vor fi și mult mai diversificat va fi. Prețurile sunt destul de acceptabile, fiindcă la noi adausul comercial este mult mai mic decât în alte părți. O să fie la unele produse cât adausul comercial, o să fie cât în alte părți, că altfel nu reziști concurenței. Și noi nu vrem să-l falimentăm. Noi nu mai suntem acum un magazin de ăla de duzină care vinim și dăm, noi sprijinim pensionarii prin serviciul la domiciliu, prin alte forme, și și aici cu prețuri și cu adausul comercial. Aici îi ajutăm pe oameni, adaus comercial mic. Magazinul este destinat doar persoanelor care sunt înscrise la CRP sau toată? Nu, magazinul este destinat în primul rând pensionarilor, înscriși sau neînscriși, că acum în oraș sunt și persoane înscrise și neînscrise, cât și celorlalți locuitori din VAD sau trec pe aici. Aici la magazinul ăsta, pe lângă ceilalți de aici din oraș, foarte mulți vin de la țară, fiindcă vin să-și achite datoriile la casă, la caserie, împrumuturile sau să facă împrumuturi, și atunci când vine omul de la țară, de undeva, bă, se duce la magazin, găsește o marfă. Mă, știi că e mai ieftină decât la mine în sat. Și ea de aici, de obicei cam fiecare pleacă cu o sărsănică destul de bogată. Am preluat magazinul de puțin timp, dar ne dorim să-l modernizăm, să aducem la standardele actuale, de măcar un mini market, dacă nu supermarket, să venim în întâmpinarea oamenilor, a pensionarilor, dar și la ceilalți oameni de rând, inclusiv cei care locuiesc în zonă și nu numai, să diversificăm marfa și produsele, să încercăm să spunem măcar 80%, dar nu, clienților care ne trec pragul, o să încercăm să mărim și programul, să facem și în weekend după modernizare, ca să fim și pentru cei care au un program
de nu mai de schimb unul sau așa și chiar ar vrea să vină la noi în magazin și nu au posibilitatea că din cauza programului. Și ne dorim să se întâmple cât mai curând. Despre evoluția reorganizării magazinului, cât și finalizarea lui, redactorii televiziunii CNS vor informa telespectatorii la momentul respectiv în grupajele de știri.